Morning Glory, Morning Glory, au plecat invadatorii. Taka e, hai caluatu. Cine v-a lucrat aici? Și bonjurică, bonjurică, uite cum stăteam noi liniștiți așa. Bam, în primul rând îi spunem bună dimineața domnului nostru Marcel Iureș, diamantul din Noroi. Bună dimineața, diamantele mele neprețuite. Și bineînțeles, o dedicație de la domnul nostru Șerban Pavlu pentru domnul nostru Marcel Iureș. Cine v-a lucrat aici? Hai că e talentat. E mare talent. Talentat. A trecut de speranțe. A confirmat. Da, da, da. Da. Și domnul avocat Laurențiu Coman, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Vorbiți un pic mai tare, nu știu, faceți ceva. Bună dimineața. Așa, așa. Domnul avocat, de ce v-am sunat? Suntem la rubrica Ce alte probleme ce mai sunt? Ce alte probleme mai sunt? Tequila. Domnul avocat, v-am sunat să vă întrebăm. Președintele, uite, am luat de pe internet probleme la oameni. Președintele unei asociații de locatari vrea să se asigure după alegerea administratorului blocului că la mijloc nu este un conflict de interese. Omul a scris așa pe Facebook: am și eu următoarea speță. Sunt președinte la o asociație de proprietari. Am ținut adunarea generală unde s-au ales administratorul care, fiind din bloc și cenzorul fiind din afară, aici intervine următoarea problemă și fraza era bună. Ulterior am aflat că, atenție, cenzorul este cuscru cu administratorul. Întrebarea mea este următoarea: există conflict scris cu majuscule de interese și dacă da, scris tot cu majuscule, de-aia urlu, cărui articol de lege și ce mă sfătuiți să fac, pot renunța la el? Da. Ce probleme au oamenii. Păi de-aia și suntem la rubrica ce alte probleme mai sunt. Așa, vă ascult, domnule avocat Laurențiu Coman. Ca să înțelegeți, domnul avocat la firmă acolo, la CMP, au prețuri atât de mari încât e dispus oricând să stea de vorbă la telefonul, îl găsești disponibil. Mulțumesc, domnule avocat. Am înțeles. Bun. Păi, începe cu un sfat personal. Să renunțe, da. Da, el să renunțe. Dar n-are nicio treabă. Cuscru nu e rudă cu cineva. Un cuscru nu e o rudă. Un cuscru e un afin, din punct de vedere juridic, deci nu are nicio legătură. Iar legea asociațiilor de proprietari vizează într-o oarecare măsură vis-a-vis de cenzor, care e un organ de control, doar sau aduce în discuție doar rudele de gradul al treilea, gradul 3. Asta ce înseamnă? Strănepoți? Gradul 3 sunt, nu, unchiul, mătușa și nepotul. Pe linia colaterală. Da, dacă este surprins administratorul răspundându-i nepoate cenzorului. Da, atunci poate fi o discuție, sigur că da. Dacă îi spune nepoate, da. Că atunci nepotul intră în gradul 3 și gradul 3 este incompatibil cu unul din articolele din legea asociațiilor de proprietari, prevede acest aspect că nu poate fi nimeni, nu poate să obțină o funcție dacă se află în acest grad de rudenie, al treilea, cu cei care sunt deja aleși, cum ar fi administratorul care a fost numit. Voiam să vă mulțumim. Oricum nu ne interesa subiectul, dar am zis să vorbim totuși cu o persoană care a terminat o facultate, că vorbim numai cu șomeri, oameni distruși de viață, cei care ascultă Rock FM și Morning Glory, vă dați seama. Voiam să vă întrebăm dacă am putea da în judecată Eurovision și tot ce se întâmplă acolo. Există vreo șansă? Asta, nicio problemă, vă așteptăm la birou. Bineînțeles, proiecte care consumă timp, resurse, oricând. Oricând se găsește timp pentru o inițiativă total inutilă. Absolut nu. Nu? Totul este util. Nu, nu. Totul este util. Nu putem spune așa. Voiam să vă atrag atenția asupra gloriosului zilei de astăzi, Denis Alibek, fotbalist. El a declarat următoarele și voiam să știu ce părere aveți dumneavoastră ca om al legii. În primul rând îmi cer scuze la suporteri, la staff, că am lăsat echipa în 10 oameni, am vrut să-l împing, să fac fault și din transpirație mi-a alunecat cotul în capul lui.
Întâmplător chiar am auzit-o pe, am auzit declarația asta în direct. Există aspecte penale aici? Da, e ceva de genul nu încercați acasă sau cu prietenii, că nu. Este, da. Da, sigur că da. Asta se cheamă loviri și alte violențe. Iar asta nu poate fi o circumstanță atenuantă, că ți-a alunecat sau ți s-a atenuat potul pe... Din transpirație, atenție! Din transpirație. Da, da, din transpirație, da. Este. Antebrațul, am înțeles că transpiră. Cred că puteți vorbi și cu medici pe tema asta. Sigur au și ei ceva de spus. Sigur, dar bine, ăștia cu cabinete centrale, că ei au mai mult timp. Având foarte mulți bani, sume mari de bani, percepând pentru... Îmi place și genunchiul foarte mult. Dar hai să lăsăm aici preferințele mele și să ne vedem de emisiune. Domnule avocat Laurențiu Coman, vă mulțumim, complet inutilă intervenția, dar strălucitoare. De altfel, fuga de conținut e, cum să spun, principalul nostru obiectiv aici la Morning Glory. Motiv. Da. Și vă mulțumim foarte mult. Aveam o ghicitoare pentru domnul avocat? Aveam, nu știu, aveam? Parcă aveam ceva? Ce este roșu? Și, mare și zboară. Da, roșu, mare și zboară, domnule avocat? Pepenele. Nu, este un stol de... Da, asta era alta. Un stol de gogoșari. Vă mulțumim foarte mult. Ne-a mai scris cineva. Stolul de gogoși, da, stolul de gogoși ar lipsa. Ne-a mai scris cineva ce este mare, verde și alergă prin pădure. Da, e o haită de castraveți de zănțit. Dar să lăsăm lucrurile astea. Vă mulțumim foarte mult că totuși ați făcut o facultate. Nu vă puteți pierde timpul cu noi. Vă mulțumim foarte mult. Încă o dată îi spunem domnului avocat. La revedere! Mulțumim foarte mult! La revedere! Cele bune! Mulțumesc! L-am sunat ieri pe domnul avocat și era în mașină cu copilașul lui și a apreciat faptul că am salutat pe copilaș, dar nu i-am spus că este adoptat. Și să ne întoarcem la invitatul nostru real de aici, de la Morning Glory, care este domnul nostru Marcel Iureș. Marcel, da, vă rog. Cum stăm? Cât se face din... Dăm în roaia până aici. O oră și un sfert. Doamne Sfinte, Iisuse Hristoase. Adică, practic, până la pauză la Hamlet. Exact. Cam așa. Este îngrozitor. Este. Da. Tu compari timpii ăștia? Adică, n-am cu ce. Nu, zic cu teatru. De aici până la Craiova fac un Hamlet jumate. Sau cam așa. La Purcărete, nu știu, mă gândesc că astea spectacole mai lungi. Silviu e mult mai subcint. Serios? Da. Decât un drum București care am văzut acum de curând familia Cenci. Da? După o nebunie de Arto. O oră 58. Foarte slab. Adică nici la Brăila n-ajungi în timpul ăsta. Am văzut la Craiova 3 ore și 20. Și la Târgu Mureș, la Cluj 3 ore jumate. Bine, aproape 2 ore faci din centrul aeroport, așa că merge, exact. Ar fi un purcărete... Exact, dar din clipa în care te urci în avion, faci 3 ore și 40 până la Londra, ceea ce... Da. Totuși asta scoate un Hamlet. Scoate bine. Dar suntem aici ca să celebrăm, ca de obicei, arta, frumosul, da. Că nu degeaba sunt artele frumoase. Așa s-au așa gândit să zice, le facă. Așa da. Am auzit și eu de la Aristotel. Da. Așa erau. Domnul nostru Marcel Iureș este aici. Din nou, incredibil. Ne aducem aminte de la întâlnirile precedente, din episoadele anterioare. Multe dintre ele se încheiau cu: bă, băieți, voi vă bate joc de mine. Da, am înțeles că se râde și acum. Încă se râde. Sunt oameni care îl salută pe maestru în benzinării, pe stradă, exact. Peste tot acolo unde este nevoie de el. Da. Deci este recunoscut pentru talent și ne bucurăm că am contribuit și noi, poate, într-o mică și măsură. Și pentru ce fac la Glory? Glory. Da. Da, mi-au spus mulți. Dom'le, mai rar, pentru că încă n-am terminat de râs. S-a blocat diafragma. Am încercat să găsim niște orientări și, în ultimul rând, tendinți în versurile contemporane. Ia-mă mâna. Pleacă-mă. Ce vrei, mă? Așa, suntem și live. Puteți să ne vedeți în studiourile Morning Glory și aș vrea să-l întreb pe domnul nostru Marcel Iureș cu ce ar vrea să înceapă micuțul nostru festival de poezie.
De aici, o oră jumătate distanță față de... Să începem cu locul 1. Locul 1? Da, obicei. Da, da, da. Locul 1. Domnul Guță. Da, și, și noi. E permis să spun asta? Da, domnul, da. Guță? Domnul Nicolae Guță. Pardon, Nicolae Guță. Aici începe cu refrenul. Da, păi așa se începe. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1, nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2. Aici scrie în paranteză bis. Așa aș fi făcut deci, și eu. Exact. Așa aș fi scris și ca eu. Ca să ne intre în cap. Bun. Of dușmanilor, prefăcuților, voi perversilor, trădătorilor, locul unui pentru mine, vouă nu vă aparține. Este deja intuitiv. De ce căutați să mă supărați? Voi știți că vă fac și vă pun capac. Nu, aia nu e vers. Era o reclamă, s-a scăcurat un plase antipolen și praf. Exact. HPTPS. Da, da, da. Așa? Da, am fumat șmecher ca voi, ciocul mic că fac război. Și revenim la refren. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1, nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2 bis. Hai, dacă vă ține, dacă vă ține, să țineți pasul cu, să țineți pasul cu mine și am să vă dau o viață întreagă, o zi câte o bilă neagră. Am înțeles la ce se referă. Da. Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1, nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2 bis. Ați pus-o cu mine. Și nu vă văd bine. Vă fac de rușine să pomeniți de mine, să vă arăt eu șmecherie. Și aici reclamă, plase antipolen și praf. Întotdeauna le găsiți. Și ce-mi poate mintea mie? Eu n-am să vă las, vă dau peste nas că tot la zero ați rămas. Nene, stai nici mai puțin. Sus nu o să urcați. Nici mai sus nu o să urcați, că nu știți să vă purtați. Asta este o poșetuță în cap. Probabil. E totul mult mai delicat decât da, știam noi. Da, da. Și la final, locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1, nu dau un pas înapoi și nu cad pe locul 2. Domnul nostru Marcel Iureș, diamantul din noroi de aici, de la Morning Glory. Nicolae Guță, locul 1 sunt doar eu. Versuri da. Foarte frumoase. Și aș vrea să totuși să nu zică lumea că avem noi ceva cu maneliștii. Ce să avem noi cu maneliștii? Și aș vrea să recităm câte ceva și din, din versurile frumoase din, ale muzicii rock. O piesă pe care cu toții am fredonat-o din când în când. Cântec pentru prieteni de la Compact. Stai să-l găsesc. Da. Superb. Superb. În seara asta mare, cu toții vom cânta, va fi o sărbătoare ce n-o putem uita. Să aprindă fiecare scânteia ce-i va da, speranța pentru mâine, puterea de a visa. Păstrează această clipă, ea este doar a ta și seara asta mare prin voi va exista. Plase, și aici da, era plase, antipolen și praf. Păi da, că se legă cu ai nevoie de un prieten pe care cu adevărat să-l simți aproape de tine atunci când viața grea te va încerca. În seara asta mare cu toții vom cânta, va fi o sărbătoare ce n-o putem uita. E frumos. E frumos. E frumos. E frumos. Serios. Și călare pe motoare? Ai mers vreodată pe motor, Marcel? Nu. Odată am mers cu un Wink de-al meu care avea un meze 275. Nu, de 225. Singurele
modele de meze, așa, care aveau șei de latex. Costa o avere, jumate dintr-o casă la vremea aia. Eu aveam 12 ani și unchiul meu a vrut să mă impresioneze, nu știu de ce, eu eram oricum impresionat și ne-a trântit cu motocicleta aia. Și de atunci am jurat, vorba Moș Nichifor, să nu mai am de-a face cu partea duhovnicească. Îmi pare rău. Te-ai lovit rău? Păi am și acum semnul, dar nu contează. Ah, și el? M-a ajutat în creștere. Da, da. O mână ruptă, în sfârșit. Ah. A fost frumos. Aveai cască? Ce cască, domnule, la vremea aia? Mi-a pus mama un batic ca să nu mă tragă la urechi. Și de unde ați plecat? Adică... De acasă, în parc. Ah. Și la întoarcere, norocul a fost că am căzut lângă casă. Ah, ce bine. E bine să cazi aproape. Exact. Asta e foarte important. De asta zic să încercăm totuși, în aplauzele voastre, Cargo, o călare pe motoare. În lectura domnului nostru Marcel Iureș. Ai găsit? Hai să vedem. Îți dau eu? Cred că e ultima. E pentru ultimele, oare? Pompa. Nu. No. Cargo. Este, trebuie să fie. Cargo, calare pe motoare, exact. Superbă. Superbă. Poți să-mi iei căldura și să oprești lumina, poți să-mi faci tot ce vrei. Poți să-mi iei mâncarea, chiar și băutura, și toți banii de vrei. E, nu te lua de ei, ăștia-s prietenii mei. De-o fi una, de-o fi alta. Da. De ori fi pletoși sau chei, hai să te lovești la ochi dacă te iei de ei. Hora mare pe motoare, stau călare numai pe două roți, piele și ciocate, geci și libertate. Asta-i viața pe șei, ține și de foame, ține și de sete, n-ai putere să o iei. Ei, nu te lua de ei, ăștia-s prietenii mei. Ei, doar fi pletoși. Ia, și sau chei, plase antipolenice. E groasă. Hai să te lovești la ochi dacă te iei de ei. Hora mare pe motoare, stau călare numai pe două roți. Hora mare pe motoare, stau călare numai pe... se repetă. Da. Pe două roți, strigați. Hei, dacă sunteți de-ai mei. Hei, strigați hei, dacă sunteți... și asta se repetă. Hei, strigați hei, dacă sunt... e tot așa până la... Dacă sunteți de mei, hei. Hora mare pe motoare, stau călare numai pe două roți. Hora mare pe motoare, stau... Care numai pe două roți? Da. Care și aici poate? Intervine Florin Salam, pentru că pe motoare e clar că te bate vântul, te bate ploaia. M-a bătut vântul și ploaia și m-am trezit la Sinaia. Dacă aș ști țiganca mea... Nu-i spuneți cum să... Aveți... Așa zice, așa-s versurile. Cu toporul m-ar tăia. Dar despre asta și despre multe alte valori ale muzicii noastre contemporane, împreună cu domnul nostru Marcel Iureș, revenim imediat. Și vă lăsăm morning să... Morning glory, măi, hai cum totuși, se mai clapă sorii. Clar. Și bonjurică, am revenit la emisiunea voastră preferată. Sunteți șomeri și așa, n-aveți nimic de făcut. Stați și ascultați prostia asta. O emisiune în care luăm diamantul teatrului românesc și îl tăvălim prin noroiul de aici, de la Morning Glory. Marcel Iureș, domnul nostru Marcel Iureș este aici. De altfel, un om care ascultă foarte multă muzică, de la Pink Floyd, la Dona Dumitru Siminică. Și de asta e și ușor să facă tranziția de la Cargo la... Țancă Uraganul. E ceva care l-a și consacrat. De altfel, Mihai, înțeleg că a căutat prin arhive, se întoarce imediat, a dat un print, am găsit chiar acum niște versuri foarte frumoase, pentru că toată lumea este, zic eu, fiartă pe poezie aici la Morning Glory, atât domnul nostru Marcel Iureș, cât și Mihai, nu mai zic de Silvia, care se uită îngrozită la noi. Dar așa este când vii din Năvodar la București. Se putea mai rău. Da. Mihai, uite, a adus chiar acum
niște versuri pentru domnul nostru Marcel Iureș. Da. Ceva foarte fin. Mihai, spune-ne, te rog frumos, de la ce te-ai luat? Pentru că l-am văzut foarte preocupat în timpul emisiunii. Chiar nu era atent în timp ce domnul nostru Marcel Iureș recita Călare pe motoare. Și de ce, Mihai? Este o piesă, o capodoperă, care în grupul meu de prieteni a apărut spontan acum ceva ani și ne-a rămas în repertoriul zilnic, ca să zic așa. Este vorba de o melodie care se numește Mai vorbim în libertate. Da. Cântată de Florin Purice și Mățu din Sălaj. Și care înțeleg că are legătură, a fost inspirată din fapte reale. Nu știu, e trădarea pe care a suferit-o Nuțu Cămătaru. Sile. Trădarea este un mesaj către, de la Sile Cămătaru către cei care l-au trădat. Și aici o să rugăm pe domnul nostru Marcel Iureș să preia conducerea și să vedem, pentru că da, povestea spune totul, aș zice eu. N-ați avut curaj să mi-o spuneți în față. Mi-ați luat câțiva ani din viață. Ați tot încercat să vă puneți cu mine până când m-ați ascuns bine. Dar o să vorbim în curând ca bărbații, să dați niște explicații. Eu a trebuit să suport judecata toată viața. Faceți plata. Mai vorbim în libertate. Jur că am să vă dau interdicție la toate. Nu scăpați așa ușor. Vă arăt eu prăduitorilor. Să faceți cumva până ies afară, să nu vă găsesc prin țară. O să mă țin de capul vostru până voi muri, să nu mai aveți ce prădui, să ajung la greu cât de mult v-ați dorit, după ce v-am șmecherit. Dar nu v-ați gândit că timpul trece și într-o zi, față în față ne vom întâlni. Mai vorbim noi. În libertate. În libertate. E cu sete, domnule, e cu sete. E cu respect. Putem, o facem mișto, recităm și noi ce se poate și aș vrea acum să facem un mic intermezzo și să rugăm pe domnul nostru Marcel Iureș să arbitreze meciul declarațiilor de astăzi, pentru că e tot pe sensibilitate și aș vrea să ne spună părerea dumnealui. Morning Glory prezintă meciul declarațiilor. Astăzi Fuego și Lora se luptă. Știu că ești pasionat de muzică. Dar știi cine e Fuego și asta mă îngrijorează mult mai tare. Nu știu din afișe. Da. Te-a tentat căruciorul ăla? Împânzită țara. Care spectacol s-a avut acum de curând? Da? Da. Lilia cu albastru se numește. Nu sau cum se numește? Nu e îmbrăcat în cămeșuța aia de Lilia cu albastru? Și ce zice? Muzica e tăcerea mea și simplitatea scenei îmi înalță moi, nu, noi și noi leagă-ne către veșnicie. Na, nu zice nimic, de fapt. Măi, găliță. Vreți să-ți mai spun o dată? Nu, că nu vreau să mai. Muzica e tăcerea mea și simplitatea scenei îmi înalță noi și noi leagă-ne către veșnicie. Parcă-l și vezi așa. Am înțeles, când sus și când jos, da. Și Lora a spus, muzica mea spune că virgulă, când n-ai pe nimeni, ești singură. De și atunci pus virgulă? Ia, vrei să ai pe cineva ca să nu mai fii singură. Vezi, erai mai câștigat dacă știai pe Lora. Eu zic că Lora a câștigat. Lora, fără virgulă. Fuego e picticos. E mare lucru, da.
Am rezolvat și cu asociația de locatari. Acum putem să ne întoarcem la, la poezie, la frumos. Nu știu, l-ai cunoscut pe Tom Hanks, by the way? Nu. Nu. Știi că acum au apărut cărțile scrise ca să îi protejeze pe cei foarte sensibili, cei care nu sunt pregătiți să citească în cărți cum erau împilați sclavii negri, tot felul de realități nasoale. Erau, se făcea mișto de grași în cărți, chiar și în James Bond, serios, Marcel. Da. Da, 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 da. Și în Charlie and the Chocolate Factory sunt o grămadă de 10 negri mititei. Și Tom Hanks a spus că va boicota orice carte rescrisă pentru a reflecta sensibilitățile moderne. A zis, haideți să avem încredere în propriile noastre sensibilități în loc să lăsăm pe cineva să decidă ce ne poate jigni sau nu. Da. Nota 10. Fata doamnei în vârstă și fata domnului în etate. Sau, cum spunea un vechi poem cinzecist, steagul roșu, ce are baba, n-are moșu. E corect. Observația este absolut corectă. Da. Și acum să ne întoarcem la poezie, la frumos, în continuare. Morning Glory prezintă cursul de subdezvoltare personală. Ce poem ați ales, domnule Marcel? Îmi place foarte mult ăsta, dar nu știu dacă am... Dacă am urmarea. Cinci ar trebui. Mi-am urcat tronul pe munte, cumva? Exact. Care e o splendoare. Mi-am urcat tronul pe munte la cota 3500, unde e cel mai curat aer să nu simt miros de fraier. E gigantic. E gigantic. Este uriaș, da. Și trecem la refren. Dar spunem, ce e X2? Ordoi. Adică bis, da. Bis, da. A, ca să ne intre în cap. Nu e ca la pronosport. Refren. Mister Loba, 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 de la mine pleacă moda, voi scoateți fum ca soba și faceți spume ca soda. Dacă doriți plasă și antipolen și praf, vă putem ajuta. Așa, mergem mai departe. Și mai departe, eu sunt șoim... Nu? Da, 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 da. Eu sunt șoim american, nu ca voi pui de fazan, voi nu sunteți de înălțime, că vă ia cu amețire. Refren. Mr. Loba, 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 de la mine pleacă toba, nu, moda, voi scoateți fum ca soba și faceți spume ca soda. X4. Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valori. Și acum țanca uraganul, nu? Da, țanca uraganul. Așa zice și el. Uaganul. Ce părere aveți despre ăștia care ies în spațiu public, dar nu pot să pronunțe R? Adică au 4 ani? Și mai mult. Și mai mult, da. Ce să am? N-am nimic cu ei. Nu? Serios. Există logopezi. E greu, nu? E greu, da. Vrei să fac așa? Emilate? Țanca Ulaganu. Se vede că nu prea-l iubești, fraierul tău nu stă bine pe mălai, decât să plângi la București, nu mai bine plângi tu la Dubai? Nu pe bune. Da. 77K pe o noapte, Palazzo Versace, ferestre opace, first class, plasi antipolen și vitamag.ro/ da. Cele mai fine preparate prin print de Emirate. Așa. Am leve pe mine. Leve pe mine. Ce vrea să zică? Louis Vuitton. Nu mă nebuni. Păi da. Da. Toată lumea are. În orice troleu din care merge spre obor,
Vezi numai leve. Păi am impresia că și la Urzicuța se poartă asta. Sunt și garduri prin țară leve. Da, leve. Da, 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 sunt, se face și din fier forjat. Pe piele gheța, pe piele ghețari? Da. Concentrat, n-am nevoie de Adderall. Asta știi ce e? Nu. E medicamentul ăla de iau americanii să fie mai deștepți. Și eu de ce n-am știut asta? Că am filmat mult cu ei, nu mi s-a părut. Înseamnă că n-au luat. Ăia nu luaseră. Exact, erau naturali. Da, 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 e pandemie. Mă rog, teoretic e pentru ADHD. Asta se dă pentru ADHD, dar te ajută să te concentrezi mai bine, să scoți performanță. E un documentar, sau era pe Netflix. Este, este. Este. Deci asta mi-au pus mie în ceai acolo, am înțeles. Fetele mari, papa, sunt ca peștii sanitari, 400 de mii doar pe ochelari. Se vede că te deosebești, se vede că nu prea vrei să stai decât să plângi la București, nu mai bine plângi tu la Dubai. 7-7, ca pe o noapte, Palazzo Versace, ferestre opace, aoleu. Domne, cele mai fine preparate, cele da, mai fine preparate, da. Și totuși ăsta șmecherometru, mi se pare iarăși un... Unde, domnule? De-aș avea șmecherometru, tot țancă orăganul, adică n-ai cum. Dacă spui acum manele în spirit nou, cred că n-ai cum să ocolești viața și opera lui țancă orăganul. Prolific, prolific, fii atent. Șmecherul e o limbă fonetică, nu? Da. Se naște șmecher cu valoare. Fraierul rămâne fraier până moare. Asta e în cartea de istorie, cred că am întâlnit chestia asta. Țara arde și doamna Netate se piaptă. Exact. Ne scrie... Doamnele Netate. Da. Șmecherul se naște șmecher cu valoare. Mă rog, fraierul rămâne fraier până moare. E refrenul. Refrenul. De-aș avea șme... Nu. Șme... Aici e scris cu ș. De-aș avea șmecherometru, să țin dușmanii la un metru, pe fraier la un kilometru, dar doar șmecherii stau în centru, X2, așa. Plase antiți în țar. Polen, așa, nu, aia ne oprim așa. Așa, toate ramele se... Râmele. Toate râmele se cred anaconde. Sau cartofiuri. Toate râmele. E ca aia cu L. Da, 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 toate râmele. Toate râmele se cred anaconde, se cled anaconde. Ăștia sunt flyerii dovediți cu probe. La șmecheri le merge mintea ca racheta și la fraieri merge încet ca bicicleta. But, refren. De-aș avea șmecherometru, să țin dușmanii la un metru, pe fraier la un kilometru, doar șmecherii stau în centru. Poți să o iau cu mine? Da, 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 te mulțumesc. Rog. Îți facem cadou toate lucrurile astea și eu vreau să-i mulțumesc că am un, un consultant pe, după cum se vede, cum să-i spun, Jack și opulență. Și mulțumesc tânărului Matei Reu, un om extraordinar care a mers la multe anunți, a ascultat lucrurile astea, le-a învățat și le știe pe din afară. Un om care lucrează cu imagine și nu degeaba, da. Absolut. Îmi mai cântă și mie la filmări, din când în când. Mai scapă niște versuri și așa mi-a rămas gândul că cineva totuși lucrează, nu e chiar bătaie de joc. Și după aia m-a ajutat să descoper și eu acest univers infinit, spune. Da. A fost cât de cât impecabil, zic pentru eu. Pentru mine? Da. Pentru mine? Este... Știi cum plec de aici? Da, rachetă. Ca rachetă, nu ca fraierii pe bicicletă. Morning Glory, Morning Glory, covrigei superiorii. Așa. Și ne întoarcem la mizeria de emisiune. Marcel, ce mai faci, ce mai joci? Că ultima dată era la Râmnicu Sărat sau la Râmnicu Dulce? Nu, la Râmnicu Sărat. La Râmnicu Sărat am jucat Moș Nichifor. A, asta e foarte mișto. Moș Nichifor, da, 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 cu Roxandra Maniu, care e o vreicuță ieșită din comun.
ce mai, ce mai joci? Mai joci la Național, creatorul de teatru? Mai joc, mai joc. Abia s-a lansat. Ah, bun. Și plec acum cu el în Ungaria. Nu mâine, poi mine. Înțeleg aia ceva? Avem subtitrare în maghiară. Ah. Toată lumea va fi fericită. Da? Supra-titrare. Mă rog, unii zic sub, alții zic supra. Și după ce pleci în Ungaria, unde mai pleci? Mai plec la Sibiu. Așa, la festival? La festival. Și ce joci acolo? Tot creatorul. Ah, ok. Se pare decent. Să le intre în cap. Și după aia mai plec la Alba Iulia. La se pare o schimbare bună. Păi, pe axa asta, Râmnicu, Vâlcea, Budapesta, Sibiu. Ne întoarcem la... Da. Adevăr. Și acolo ce, ce acolo jucăm? Acolo joc tot Moș Nichifor. Așa. În închiderea galei Hop. Hopa, hop, sunt mizantop. Hopa, hop. Da. Tot la deal și la galop. În sfârșit. Și după aia cred că o să plecăm la Chișinău. Tot cu creatorul de teatru. E o gală, o gală a teatrelor naționale. Cineva se plânge, trebuie să dau basul la minim ca să-l pot asculta pe domnul nostru Marcel Iureș. Vrei să vorbesc mai subțire? Asta ne mai lipsea. Asta ne mai lipsea? Lipsea, da. Da, mă rog, eu îl rugasem pe domnul nostru Steve, e un american, el e vocea Rock FM, domnul pe care l-auzi. Da. Adică... Ne cred proști. Și e scos din minți când, când îi trimit astea și mă urăște, probabil. De ce? Că îi dau aceste teme și el încearcă să pronunțe corect. Am și e... Adică încearcă... Ei, lăsați-e! Și are vocea asta... Are și voce. Da, da. Memorabilă. Rupe bacii și... Bună dimineața! Suflă drog! Și probabil are o părere foarte proastă despre mine, dar aici n-a nimerit-o. Semnalizează boule. Semnalizează boule. Este. Și mai există și varianta ți-a luat măta șosea, dar trebuie să mai lucrăm puțin la ea, că nu reușește să pronunțe ca lumea deloc. În fine, o să vină și da. Poveștile astea. Spune-mi care sunt versurile. Că totuși ești oltean. Da. Eu nu știu ce am zis, totuși ești oltean. E bine că și eu mă înduiesc câteodată, da. Ai ascultat cântece de petrecere. Într-o vreme ele făceau parte din viața ta, poate mai mult decât ar fi trebuit, dar, dar sunt convins că există ceva care îți... îți pornește aparatul, ca să zic. Așa. Adică, ce versie acela? E unul care... Sau, mă rog, cu tot cu muzică. Dar când auzi chestia aia, se duce, dracu, le lași pe toate și creatorul de teatru și Moș Nichifor și redevii tânărul din Craiova care chiuia când auzea... Ce? Ce piesă? Nu care chiuiam, nu chiuiam. Am fost un adolescent liric. Așa. Și ascultam la Casa de Cultura Studenților din Craiova, care e un mic pălățel, acum e în derivă. Da. E cu un lacăt foarte mare și urât pe ușile acele monumentale de fier forjat. Ascultam Canarul galben ca un gălbenuș, cu glasul stins și ochii duși. Da. Asta cântam. Iertați-mă pentru acest moment. Bagă-l pe american. Poate ieșim la un Chico. Poate ieșim la un Chico cu domnul nostru Marcel Iureș. Să cântăm împreună Canarul galben ca un galben. În bezea eu pun albuș. Da, în fine, hai să... Lăsăm prostiile ăștia și să-i mulțumim domnului nostru Marcel Iureș. Eu vă bătut drumul de la Dămăroaia încoace ca să-l tăvălim iarăși prin noroiul istoriei. Eu vă mulțumesc, asta îmi saltă
sau poate că am tres altă IQ, înțelegi? Așa că o să vă rog să mă invitați mai des. Și bineînțeles, locul 1 e doar el. Este Iureș, absolut. E Marcel, aș zice eu. Domnul Iureș, bus Marcel. Da. Mai iolocați că sunt în mai eu. Și mai este... încep să învăț. Da, 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 fii atent. Deci l-am pus să zică... Ce faci? Și după aia mai multe răspunsuri din astea de român șmecher, știi? Da. Ce-am învățat? Sau... Ce faci? Nimic, să nu greșesc. Ce faci? Ce faci? Mai nimic. Aia. Și, nu în ultimul rând... Ce faci? De la excellent, în sus. Și, totuși, Marcel, nu vrem să îți creăm obligații, dar ai o obligație la noi. Sagn rate, luma. Și n-aș vrea să rămânem doar cu impresia că, totuși, nu știm, să spunem corect, cine v-a lucrat aici. Așteptăm de la tine... Asta e Pavlo? Cine v-a lucrat aici? Eu am o variantă de ultimă oră. Te rog. Sunt îndrăgostit de ea. Bă, cine mamaz meu nu-i va lucra maci? Bă, voi sunteți nebuni? Băi, băgați orice tâmpit în casă. Are unghiile negre, n-are batistă. Să poate treaba asta. Ia de aici. Aoleu, cine v-a lucrat aici? Asta e Maria Popistașu, imitând-o pe Oana Sârbu. Da. Artiste mari? Da? Da. Gata. Și o papua, găină portugheză. Un pui de vacă. Iu. Și alte lucruri foarte frumoase. Micile noastre jucării de aici de la Morning Glory. Și cum a spus un copil, mă enervează Morning Glory că tot timpul zice despre ce vorbim, dar nu zice niciodată despre ce vorbim. Așa că îi mulțumim domnului nostru Marcel Iureș. Îl aplaudăm din nou. Îl așteptăm cu drag să se întoarcă la noi. Și îi spunem, cum îi spunem? 3, 2, 1, 1 și la revedere! Sau la revedere! La revedere! La revedere! Sau vedem soare, balamale, balamale, vedem soare, balamale, balamale. Vă pupa dulce pe teacră, ne auzim mâine la o nouă întâlnire cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului și nu numai. Și tocmai de asta zic, vă lăsăm cu Muntele, vă lăsăm cu Boariu și după aia vă lăsăm și cu Hrubaru, dacă mai aveți energie, dacă nu, rămâneți cu Muntele. Și gata, nu? Da. Ar trebui să... Da? Atât s-a putut. Și gata. La revedere! Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat, realizatorii.